Revenim în direct, dragi prieteni, și vom vorbi despre o idee oarecum inedită, situația nevăzătorilor din România. Alături de mine este domnul Vasile Tucșan, un masor extrem de entuziast în stațiunea Bala din județul Mehedinți, dragi prieteni, mai puțin cunoscută în lumea asta românescă. 103.000 de persoane au deficiențe vizuale în România, dintre care 54.000 sunt cu grave deficiențe vizuale, adică, practic, acești oameni nu văd deloc. Bună dimineața, domnule Tucșan! Bună dimineața! Dați-mi voie să salut și eu telespectatorii dumneavoastră. Mă bucur că vă aflați alături de noi aici și apreciez faptul că v-ați adus și calculatorul cu dumneavoastră, pentru că toată lumea, când vorbește despre orbi, despre orbire, despre cum se descurcă nevăzătorii, despre cum citesc nevăzătorii, se gândesc la alfabetul Braille. Dumneavoastră utilizați alfabetul Braille? Da. Am avut parte de alfabetul Braille din tinerețe, din fragedă copilărie. Ca să poți să avansezi în studii și să aprofundezi studiile, trebuia să cunoști alfabetul Braille, alfabetul Braille care îți este necesar în școală. Am terminat la Vatra Luminoasă în București, centrul școlar numărul 1 atunci, acum actualmente Regina Maria. Notițele și cărțile în Braille fiind foarte costisitoare ca și tipărie și asta, noi nevăzătorii ne folosim de accesibilitatea sau de programe de cititoare de ecran care te ajută în explorarea textului, în explorarea website-urilor și, bineînțeles, tehnologia are mai multe piste pe care te poate ajuta. Pista îngrijirii corporale, adică sunt cântare asistate de voce, sunt termometre asistate de voce, sunt tensiometre asistate de voce, asta pentru îngrijirea corporală, pentru studii, pentru profesie și pentru asta ai acest calculator care la prima vedere... O secundă, numai că ajungem și la calculator, practic de când sunteți în această situație de nevăzător? Ați văzut vreodată lumea cum arată așa, cum o vedem noi oamenii normali, oamenii norocoși? Că om normal sunteți și dumneavoastră până la urmă. Îmi place să zic. Și ca glumă, și norocul are și el partea lui, fiecare și-l are pe partea lui. De văzut, perfect sau de văzut, niciodată n-am văzut. M-am născut cu deficiență de vedere, mai am un frate, mama noastră are probleme cu vederea. Am văzut, cum se spune, să ocolesc un obstacol. Sau dacă îmi dați voie, la o oră matinală, să fiu puțin romantic, am văzut ce e răsăritul de soare și apusul de lună. L-am văzut, dar la vremea adolescenței le-am pierdut. Dar, în rest, n-aveți idee cum arată o mașină, cum arată un om, cum arată un copil, cum arată un pix, cum arată un pantof, ai, să zicem. Ai idee. Faptul că am mai zărit, știu și ce înseamnă roșu și ce înseamnă negru, care e mai deschis, care e mai închis. Știu cum arată un copil, dar doar ca formă de conturi. Deci dacă, la ora actuală, vreau să știu părul, ochii, ce culoare au, aia trebuie să fiu asistat de către o persoană văzătoare. Și culorile vi le puteți reprezenta, vi le puteți imagina? Mi-ați vorbit de roșu mai devreme. În rest, nu știu, știți da, cum este. Da, sunt culorile verdele deschise, culorile da, închise. O să vi se pare da, ciudat, dar și orbii pot să poartă o discuție despre pictori, despre un Lautrec, despre un Rembrandt. El înțelege și prin descriere și prin multă studiu, mult studiu. Iar culoarea roșie, culoarea neagră sau asta, un orb, acum cu tehnologia, are cititor de culori. Este grea viața unui orb în România, domnule Tucșan? Te ajută regulile de civilizație? Nu. Te ajută statul să te descurci, să ca și nevăzător, deplasarea dintr-un punct în altul, o faci cu ajutorul unui baston, dar o faci cu mult hazard. Sunt arhitectura străzilor care nu te ajută, sunt indisciplina în parcări sau pe trotuare și dureros e că de multe ori, chiar dacă te izbești de un copac sau cea, cetățeanul de rând trece pe lângă tine și privește cu ciudățenie sau privește cu... compasiune, eventual. Da. Avem și cazuri când ești sau ți se oferă ajutorul,
Dar, nu vă plângeți de milă. Și vă văd foarte energic, foarte optimist. Ați făcut și studii sanitare. Ați devenit masor. E interesant să fii masor, dar în același timp să fii nevăzător. Da, dar e o satisfacție. Pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, eu vin dintr-o stațiune de tratament și recuperare capacității de muncă. E una din stațiunile arondate casei de pensii. Și un mare... O mare împlinire profesională când ți se întâmplă chiar să ridici pacientul din cârjă sau din cărucior și să-l vezi că merge. Programe informatice ne-ați arătat la începutul acestei intervenții. Ați venit și mă bucur că ați venit și cu computerul după dumneavoastră. Programe informatice, software-uri foarte performante care vă ușurează viața. Ce poate face un nevăzător și cum sunt? Faceți-ne o demonstrație. Care ar fi, nu știu, cele mai importante lucruri pe care le faceți cu calculatorul? Cele mai importante activități? Mi-ați arătat mai devreme, deci totul se transformă într-un sintetizator de voce, din câte înțeleg. Da? Un nevăzător. Descrierea lucrurilor și a faptelor este făcută cu ajutorul unei voci, da? Da. Este un cititor de ecran, el citește ceea ce tu îl întrebi. De exemplu, acum, dacă doresc să-l întreb cât e ceasul, voi afla. 8:33 de minute. Deci sunt niște comenzi pe care îi le dai sintetizatorului, cititorului de ecran și el, prin sinteza vocală, ți le spune. M-ați întrebat ce poate face un nevăzător sau cum se poate descurca un nevăzător cu tehnologia software. Exact. Vreau să vă spun că de la editarea unui text... Deci un nevăzător poate... Scrieți, practic. Dar cum să... Poți să-ți iei notițe. Ne puteți scrie dimineața de știri? Da. Este o emisiune interesantă, să spun. Mai mult decât atât, fără să vă laud, vreau să vă spun că și prin intermediul website-urilor pot să intru pe Realitatea TV ca și site să-mi iau știrile de acolo. Deci un nevăzător intră, navigează pe site-ul. Cum intrați pe realitatea.net? Ia să vedem. Sinteza vocală. Deci, deschidem un browser. Windows 1, Internet Explorer. Realitatea.net. Realitatea.net, nu Realitatea.tv.net. Da? E... Da? Și aici le avem structurate. E posibil. E posibil ca... Deci unde vă duceți cu cursorul, practic... Da, avem... avem anumite comenzi ale sintezei. De exemplu, cu tasta sintetizatorului, cititorului de ecran, în cazul nostru, cititorul de ecran e Jaws-ul. Cu tasta Jaws-ului și cu H, te duci la heading-uri. Te duci la marcaje, deci din punct de vedere al accesibilizării, pentru că asta se spune și asta dorim, nu numai Realitatea care o face, dar sunt site-uri ale autorităților naționale și autorităților guvernamentale care nu se pun în concordanță cu cerințele europene, adică site-ul să fie accesibilizat pentru o sinteză vocală. Mai precis, sinteza vocală, cititorul de ecran citește ce vede ca scris. El nu poate interpreta butoanele dacă au pictograme sau... Și e foarte ușor, mai mult decât atâta, accesibilizarea noi ne putem face, cum v-am spus, prin website-uri. După aia, un lucru pentru care noi nevăzătorii, ca și accesibilizare, pot să intru pe magazin să-mi cumpăr un anumit produs. Este o diferență enormă. Un orb neînsoțit nu poate intra în niciun hipermarket. Dar dacă vrei să-ți cumperi un anumit produs, îl poți lua de pe net, făcând un... să te... Am înțeles ce spuneți. Cu ajutorul acestor programe de calculator. După aia, un nevăzător este foarte ușor înlesnită relația între el și administrațiile locale. Poate să-și plătească dările, poate să-și plătească facturile, poate să-și plătească... Tot cu ajutorul acestor programe. Tot cu ajutorul acestor, dar iar prin intermediul dumneavoastră, noi am făcut fel și fel de adrese, dar intenționăm și prin intermediul noastră să sensibilizăm marii producători de servicii, deosebi băncile,
comerciale, să înțeleagă că și noi nevăzătorii le plătim comisioane, le plătim... Vă promit, domnule Tiucșan, că o să mai stăm de vorbă pe larg despre aceste chestiuni și pentru site-ul realitatea.net. Pregătim niște materiale în acest sens acolo. Din păcate, timpul expiră. Asta este situația. Vă mai aștept cu drag aici la noi pentru o pledoarie pentru nevăzători. Și dumneavoastră sunteți oameni și produceți valoare acestei națiuni. Mulțumesc pentru prezența în această dimineață. Mergem mai departe, dragi prieteni, cu publicitate. Vasile Tiucșan, 45 de ani, l-ați văzut, un om optimist, care vede lumea până la urmă și cu ajutorul acestor softuri. Mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și eu.